Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în cursul nopții local valorile termice nu vor coborâ sub 20 de grade. Joi și vineri în județele Maramureș, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satomare și Sălaj se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. În cursul nopții valorile termice nu vor coborî în general sub 20-24 de grade. Comit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș le recomandă cetățenilor să evite în perioadele de caniculă și disconfort termic expunerea la soare, mai ales în intervalul orar 10-18. Specialiștii menționează că trebuie reduse deplasările care nu sunt esențiale, respectiv evitate locurile aglomerate și neventilate. Este important ca populația să consume între 2 și 4 litri de lichide pe zi, fără a aștepta apariția senzației de sete, fructe și legume proaspete. Pentru a preveni deshidratarea, trebuie evitat consumul de băuturi care conțin cofeină, zahăr, respectiv băuturi alcoolice, dar și alimentelor ușor perisabile.